Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi aveți un videoclip mai special pentru că reacționăm la trailerele, cele două trailere care au apărut pentru EFC 25. Suntem aici direct pe canalul lor EA Sports EFC, dăm și un like aici și haideți să vedem despre ce este vorba. Ok, o să încerc eu să dau mai tare, nu știu exact cât de tare să se dau, hai să dăm full. Ok, grafica deja, stai să văd dacă e 8K sau 4K, ok, este. Aveți că o să se bage multe chestii în joc, acum să vedem gameplay-ul, acesta din câte știu nu este gameplay-ul. Ok, mai multe cutscene-uri, ok, dar uitați-vă la apa cum, mamă, se vede pe jos. Acesta este meciul contra cei de la Manchester City, Real Madrid vs Manchester City. Ia să vedem acum dacă reușește și... Reușește. Ok, ok, interesant. Întrebă pe acest videoclip șmecher ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. LOL. What? Iconul l-a văzut pe Zidane? What? Asta e un nou mod. Ia uite-l pe Zidane. Ok, ok. Stai, hai să revedem faza asta. Ok, este Beckham, la Zidane, Zidane înscrie, ok, și este un nou mod, 5v5, cred că. Ok, ok, wow. Ok, deci chestia asta cu 5v5 se pare că la penaltiuri, sau nu știu exact cum se numește, poți să fii efectiv să te duci așa mergând și să dai gol. Ok, interesant, celebrări, probabil, și acum ne arată din, da, feminin, ok, și la feminin, wow, wow, FCIQ. Ok, se pare că bagă ceva nou. La feminin nu prea avem ce să vedem, nu cred că o să joace nimeni la feminin. Aia zic înapoi la băieți aici. Ia să vedem și reușește. Hai Bellingham. Fuck. Da, Bellingham cred că este pe coperta acum în cel. Da. Oricum, grafica e insane. Tackle, save, win, everything for the club. L-a chiar l-a făcut bine trailerul. Grafica este imens de bună și aici avem, ia, pre-order before August 20 și avem aici niște, așa o să arate cardurile? Șmecher oricum. Prime Hero November 28 și September 20. Ok, și putem să dăm pre-order deja, în fine, ok. Nu interesează asta, asta a fost primul trailer, să zic așa, foarte interesant acum. Un mic hint-ul pe acolo ce se va băga, însă, astăzi, bine, când filmez eu acest videoclip, adică pe 25 iulie, a apărut un nou trailer și acesta este trailerul. Prezentarea oficială taliată a mecanicii jocului. Interesant, foarte interesant, dă-și un like aici. Ok, ha, intro, mai tare. Ok, pre-order limited time, așa, deep dive, ia. Ok, deci avem FCIQ, Inside Forward Plus Plus. Ok, interesant, și avem pe varianta asta la Real Madrid. Hypermotion, ok. Da, se folosește Hypermotion 5. Și noi playstyle, ok, ok. Hai să vedem. Introducing FCIQ. Oh, yeah. Overhaul of the game's tactical system where team tactics, player roles and in-game smart tactics. Okay. More control over how your team moves and plays than ever before. Wow, doamnă, chiar sunt curios cum o să funcționeze chestia asta, adică până acum nu era chestia asta în joc, adică mi se pare că era deja chestia asta în joc, dar acum cred că au adăugat ceva, schimbat numele, ceva, ori n-au făcut nimic gen, dar o să vedem. Success in FC is no longer just about putting in the best player at a position. It's about putting... Oh, ce șmecher arată! Oh, mamă, ce șmecher! Ce-ai asta din ce aveam? Ce avem playstyle-urile? Asta cred că e la... când ești meniu, nu? Cred că meniu. Meniu la team management, da. La team management. Asta e formația lor, bă, vedem că nu e Mbappé în atac. Ok, interesant. Vinicius, mamă, cum ți arată asta acum? Acceleration, type, cred că scrie aici. Explosive, roll pusher. Ok, interesant. Ia să vedem. Wow, ce a fost aia? Deci acum contează cum îi pui și poți să-i dai practic diferent planul. Poacher, Advanced Forward, Playmaker, cred că am făcut și cealaltă diferent planuri, că altfel nu-mi explic. System you want to run. With FCIQ, team tactics have been modernized at both ends of the pitch, and your teammates are smarter both on and off the ball. Ok, deci atacurile s-au schimbat complet atunci. Și văd că, uite, există și variante de plus-plus, deci asta-s plus și plus-plus. Și vedem că pe fiecare formație, și cu o chestie care s-a băgat, adică s-a scos de fapt, nu s-a băgat, din câte am înțeles, nu mai există poziția de right wingback, left wingback și center forward, adică KF, mi se pare că s-au scos astea.
din câte știu. Used to easily emulate a favorite manager's tactics. Ok, asta a rămas în joc. Hai să vedem. For example, instead of a traditional... Wow, dar ce șmecher a făcut, chiar a făcut bună animația. Ok. You can set up your team in a more fluid, balanced style that might alternate between a 4-3-3. Asta ar fi foarte, foarte interesant în PvP-uri. Mă refer PvP gen la Weekend League și la chestii gen, pentru că toată lumea o să trăiască să afle noile tactici, pentru că dacă au schimbat atât de mult jocul cu FCIQ, e big, chiar e big, că contează foarte mult cum ataci. Dacă în EFC 24 atacai numai pe flank, intrai în centru oarecum în care și dai pasă în mijloc și cam mai era. Și e boring, asta chiar e boring, pentru că ai vrea să intri prinăuntru, să triblezi, înțelegi, să dai mai multe ocazii. Cred că cu chestia asta o să poți să ai mult multe ocazii. Wow, ah, pentru că joc cu un false nine, ați văzut? Să dea mai... ok, ok. Asta e ciudat, adică formația ta poate să joace într-un singur stil. Vedem că Vini inside forward, deci se duce în centru. Și Rodrigo care se joacă ca false nine. Șmecher, ok, ok. Winger. Player roles, așa se numesc, ok. Uite, rolul de playmaker are Bellingham. Mbappé, uite-l pe Mbappé în atac! Haha, lol! Built an out-of-game AI model in order to help identify which player roles fit players in FC. Ok. Lol, ce se arată postul lui și gen ce rol ai putea să-i dai. Winger ar fi cea bun, nu? Pentru Vini, eu așa cred. Ah, ba nu, inside forward, ok, ok. And each role can have multiple focuses. Lol. Efectiv, jucătorul o să alerge, o să aibă o inteligență anume. Ok, foarte, foarte șmecheri chestia asta. Player is either accomplished or world class in that specific player role. That means it's up to you to assign the proper role that fits the player. Okay, okay. To give you a sense of how your team will play, you can check your players' activity maps, detailed descriptions. Dar gameplay-ul vedeți că nu este, nu gameplay-ul, grafica în joc, pentru că grafica din joc din trailerul acesta este foarte asemănătoare cu EFC 24, adică de când am schimbat numele, parcă nici nu s-a complicat atât de mult să schimbe cum arată jocul și mai mult să îmbunătățească în chestii care poți să faci în el și să fac mai bun, deși nu prea l-a reușit în EFC 24. LOL, a văzut celebrarea? Wow, așa cum poți să schimbi? LOL, ce bine arată, poartă pas, tic-taca. Ok. Mam. Ok, asta e cam neimportant aproape. FCIQ is also the foundation of gameplay across all okay. Modes. We'll go into more detail on career mode. Career mode, yeah. Ce ne interesează pe noi, pentru că asta facem pe canal. Career mode. Deep dive. But FCIQ makes team tactics and individual player roles essential to the success of your team. FCIQ will also wow. The core systems wow. In career relating to transfers, scouting and the youth academy. Wow, ce șmecher l-a făcut. Mamă, ce bine arată. Wow, ok, asta chiar e șmecheră. Deci poți să-ți vezi Youth Academy-ul, match rating, most distance și toate chestiile, skiller, top scorer, toate chestiile. Asta e chiar interesant. Way beyond just OVRs. In clubs? Ia, în clubs. Să știți că clubs chiar a fost subestimat în EFC 24. Mulți au jucat, dar mult mai mulți nu au jucat, deși chiar este un mod foarte, foarte interesant. FCIQ gives players more control over the way their teams are set up. Ok, ok, deci asta e interesant, pentru că mulți jucători sau, na, player pe care aveai în echipă, să zic așa, nu erau compatibili cu formația pe care o foloseai tu sau jucătorul by default nu era compatibil, așa poți să-i schimbi tu tot și efectiv să fie compatibil pentru formația aia. FC 25 is the world's game in every sense. Hai, Promotion V, știm toată noi chestia asta. Acum au fost foarte multe luate secvențe din viața reală puse în joc. Ia uite, chiar foarte tare, foarte tare. Celebration, yeah. Ok, Rodri. Ce mai avem? Playstyles. Ok. Ca să reflecte sau nu să reflecte, să cum e cuvântul la română, am un lapsus. Să o devieze, așa mă, să devieze mingea foarte bine. Wow. Ce celebrare.
What? Poți să faci foul singur. Și ați văzut skill-ul ăla? Chiar e șmecher. Oh, ok, chestia asta e insane. Chestia asta e insane. Realistic movements in jersey. Deja la haine știam oricum de anul trecut. Ok. That's it. And this is FC25. Exact. Un joc foarte așteptat de mine, chiar abia aștept să apară. O să fie foarte interesant să ne jucăm acolo. Facem cariere, desigur, poate băgăm și un pic de Ultimate Team, poate cine știe clubs. Însă cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut acolo. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să zicem cât mai multe like-uri. Să scrieți în comentarii dacă mai vreți să mai facem reacții la, nu știu, anumite videoclipuri. Eu am fost UnrealByte, v-am pupat. Pa, pa!